Bun găsit la Breaking the News, sunt Denisa Catrin, iată că începem o nouă emisiune. Astăzi vom discuta despre legea respectului și legea intuiției. Dacă vă aduceți bine aminte, am început un curs, am putea să-l numim noi, de dezvoltare personală. Avem de dus la capăt 21 de legi ale lui John Maxwell. Toate acestea le discutăm, după cum bine știți, alături de doamna Olimpia Doru, membru certificat John Maxwell Team România. Bine ați revenit la Breaking the News! Bine v-am regăsit! Bine am regăsit telespectatorii voștri și îți mulțumesc pentru invitație. Am început noi, cum spuneam, un fel de curs de dezvoltare personală, pentru că avem nevoie, dar nu ne strică niciodată, și am ajuns la legea respectului și la legea intuiției. Da. Cred că sunt a șaptea, dacă nu greșesc. A șaptea, legea respectului, da. Și cealaltă este numărul 8. Ultima oară am discutat despre legea bazei solide, care spune că încrederea stă la baza leadership-ului, așa cum bine știm, încrederea stă la baza tuturor lucrurilor din viața noastră. Iar vreau să fac un anunț important din partea echipei John Maxwell Team România. Așa cum am spus și în alte emisiuni, echipa John Maxwell Team, la nivel internațional, este solicitată să ajute dezvoltarea la nivelul țărilor. Președintele țării respective solicită lui John o echipă specializată pentru a merge și a-i pregăti tot aparatul administrativ. Iar acum avem 3 colegi, fac parte din echipă, sunt în Costa Rica. Pentru câteva zile pregătesc 15.000 de oameni care la rândul lor vor transmite învățăturile lui John, din experiența lui, vor transmite celorlalți. Se propagă, așa cum am spus, la nivel de țară toate aceste lucruri. Pentru că leadership-ul, în esență, este pentru oameni, despre oameni, și se adresează cu multă căldură și iubire pentru ei. Foarte frumos. Spun de fiecare dată că mi-aș dori ca România, care are chiar o echipă foarte bine dezvoltată și este a doua echipă din cadrul John Maxwell Team la nivel internațional ca număr, mi-aș dori tare mult ca România să înțeleagă și ea acest lucru. Și ținând cont că noi suntem aici, nu? Stăm la dispoziție. Nu știu dacă ușor, știi? E cam greu, lucrurile, dar nu cum de... Lucrurile tot se de întâmplă sau nu se întâmplă. Da, întotdeauna în viața noastră spunem mai târziu sau stai să vedem sau stai să mă mai gândesc. Lucrurile pentru cei care într-adevăr își doresc dezvoltare se întâmplă. Există doar un singur timp. Acum. Acum și înseamnă implicare și acțiune. Restul știm foarte bine, sunt și avem destule exemple, nu se mai întâmplă niciodată. Dacă nu se întâmplă acum, dacă nu se începe acum. Era și o vorbă, ceea ce nu treci la timp, nu mai treci niciodată, nu? Da, numai că ne plac foarte mult proverbele. Dar cu aplicarea sunt cam prost. Ne aplecăm asupra lor, le amintim atunci când ni se par potrivite, dar nu și facem ceea ce spun acele proverbe. Pentru că, în fond, proverbele sunt lecțiile învățate și transmise din generație în generație, iar acestea vin tot pe baza experiențelor trăite. Nu s-au creat așa din neant. Da. Dacă am înțelege că un proverb sau o lecție predată de John este o esență și sunt efectele și analizele unor ani, mulți ani chiar din urma noastră, poate că ar trebui să începem și noi să le punem în aplicare. Însă doar rămânem la a le spune așa frumos într-un moment deosebit. Că sună bine, da. Sună frumos. Ne simțim bine, da, atunci când le spunem ne simțim bine, dar dincolo de toate acestea am închis ușa și nu am mai făcut nimic.
Discutăm asta despre legea respectului, așa cum spuneam la început. Până la urmă, și fără să fie lege, respectul tot ar trebui să fie respect și în zilele noastre. Că nu toți îl înțeleg, asta este altă poveste. Este adevărat. Dar de ce este important să respectăm această lege, până la urmă? Nu știu dacă neapărat este important să respectăm, ci face parte din noi până la urmă. Face parte din viața noastră de zi cu zi și adesea să ne amintim când eram copii. Generația mea cumva simțea foarte bine aceste lucruri. Nu ne uitam în ochii părinților. Atunci când veneau să ne spună ceva, mulți dintre noi țineam, iar eu știu de la mine când venea tata să-mi spună ceva, că pur și simplu plecam capul. Cumva simțeam că este o doză de respect acest lucru, deși nu o cuantificam, dar când eram copii, ni se spunea, tu nu trebuie să răspunzi, când tu nu trebuie să ridici ochii, erau niște cutume. Nu știu dacă erau neapărat bune sau mai puțin bune, dar erau niște cutume cu care eram crescuți încă de când începeam să vorbim și ni se spuneau repetat. Este foarte adevărat, mai târziu, când ajungi în societate, așa cum am mai discutat, te uiți că unii oameni sunt priviți cu respect. Iar legea respectului a lui John este una foarte simplă, pe care o vedem că se întâmplă în general când mergem într-un grup de oameni pe care nu i-am mai cunoscut. Oamenii urmează instinctiv și natural oamenii mai puternici ca ei. Ține de atitudine. Chiar dacă... Cam da, așa da, e. Da, chiar dacă nu s-au cunoscut niciodată. Nu contează dacă ni se pare că într-un colț cineva vorbește ceva interesant, bine, care să ne și intereseze pe noi, firește. Acolo ne ducem, asta am observat. Permite-mi să fac un exemplu, da, legat de ceea ce se întâmplă atunci când mergem într-un grup de oameni. Dacă mergem într-un grup și vedem mai mulți indivizi, da? Și ajungem prima oară, este foarte simplu de observat acest lucru, da? Observăm că la prima întâlnire fiecare are opiniile lui, fiecare își dorește să spună punctul lui de vedere. Dar observăm ceva dincolo de toate aceste lucruri. Cel care este lider, da, își urmează instinctiv drumul lui. Deci fiecare are o direcție, da? Fiecare la început, fiecare poate să fie lider. Însă, după ce vedem și stăm un pic în apropierea grupului respectiv și poate ne mai întâlnim și mâine și poate sau seara sau la o săptămână mai discutăm acel punct de vedere, vom observa că se întâmplă ceva absolut natural. Toți aceștia, la un moment dat, se vor îndrepta și vor urmări liderul și vor schimba direcția, cum spunem noi. Deci vor recunoaște natural și vor urma natural pe liderii pe care ei identifică. Pentru că se spune că un om, dacă te cunoaște, te admiră. Un prieten, dacă te cunoaște, da, te și iubește. Însă numai cel care are încredere în tine și recunoaște că ești mai puternic ca el, te urmează. Liderii trec prin aceste procese. Deși când privim așa schița aceasta, ni se par totuși chestii grafice sau matematice. Dar putem să ne uităm foarte bine într-un grup de tineri care nu au încă toate aceste lucruri bine structurate. Da? Și observăm că prima oară fiecare vine și spune, a mea e cea mai, eu am ideea cea mai bună, să faceți ca mine. După o perioadă, observăm că unul singur se identifică ca lider și ceilalți îl urmează. Și ne întrebăm de ce se întâmplă lucrul acesta. Da? Ne punem întrebarea,
ce se produce în noi pentru că mergem mai departe. Se întâmplă un lucru absolut firesc, așa cum am spus. Simțim natural cine este mai puternic decât noi și pe acela îl urmăm. Nu ne trebuie un nume pentru asta, nu ne trebuie o, nu știu ce, experiență în spate, nu trebuie să fim o celebritate și mai mult decât atât, înainte de a ne cunoaște, poate nici măcar nu știm cine suntem. Aceste lucruri vin în mod natural. De aceea se urmează. Oamenii urmează natural oamenii mai puternici ca ei. Și exemplul pe care John îl dă în această parte a lecțiilor este legată de o doamnă, o doamnă negru, care nu avea la vremea aceea nimic în favoarea ei. S-a născut sclav. Afroamericanii nu aveau parte de prea multă recunoaștere, da. Și mai mult decât atât, când era copil, lucra la un magazin și fusese lovită cu un obiect foarte dur în cap și avea când și când probleme de sănătate. La 24 de ani s-a căsătorit și când i-a spus soțului ei că își dorește să meargă în nord să-și câștige libertatea, soțul ei a spus că dacă va face lucrul acesta, o va părâ. Deci, liderii nu sunt neapărat cei care au toate condițiile pentru acest lucru. Dimpotrivă, sunt cei care, la început, au toate circumstanțele împotriva lor. Credeți că a oprit-o? Nu, n-a oprit-o. Nimic din toate acestea n-a oprit-o. Într-o noapte a fugit, atunci când s-a gândit ea că ar fi foarte bine, și începuse să ajute pe cei care erau negri și își doreau să-și câștige libertatea, cu prețul vieții. Iar era dincolo de toate aceste lucruri de sacrificiu și de efort, dincolo de toate aceste lucruri, mulți o considerau la un moment dat așa, ca un tiran, pentru că ea spunea așa: mergi cu mine sau te omor. Deci simțea la un moment dat în grupul pe care ea îl conducea, da, simțea că oamenii la un moment dat pot ceda slăbiciunilor, pot ceda fricii, da. Da? Și atunci spunea: știi, vasul meu n-a eșuat niciodată și nimeni, eu nu am pierdut pe nimeni. Avea chiar la un moment dat o replică: morții sunt tăcuți ca peștii. Și este recunoscută în istorie ca o femeie cu multă, multă hotărâre, pentru că de fiecare dată când simțea că un sclav ezită, avea grijă să-i spună acest lucru: nu a pierdut pe nimeni, merg cu tine până la capăt, dar și tu mergi cu mine până la capăt. Da. Deci, dacă gândim așa și aducem în viața noastră, folosim foarte des: nu este momentul potrivit, sau mă mai gândesc și să văd după aceea. Aceste lucruri nu se mai întâmplă. Păi acestea sunt motive, nu? Sunt scuze. Scuze, dacă da. Mă întreb pe mine... Așa găsim oricine, orice scuză, Doamne ferește, avem destule. Nu fac fac mâine, nu fac mâine, fac poimine și așa mai departe. Știi? Dar de ce sunt scuzele acestea? Au legătură cu ce spuneați dumneavoastră cândva, cu pregătirea aceea, că trebuie să fiu pregătit pentru momentul nu, X cred... sau... Au legătură cu ceea ce crezi tu despre tine. Este credința ta. Adică, atunci când noi spunem nu pot, nu știu, nu cred, nu mi se pare, de fapt, în esență, credem despre noi că noi nu suntem persoana potrivită să ducem acel lucru la îndeplinire. Nu că acest lucru sau acel lucru nu se poate întâmpla. Majoritatea spun așa: eu nu cred că acest lucru se poate întâmpla. Da, întâlnim, indiferent de context: eu nu cred că acest lucru se poate întâmpla. Iar eu le spun: sunt de acord, pentru că tu nu crezi că poți să-l faci. Pentru că dacă tu ai crede în interiorul tău că tu poți să faci lucrul acela, da, ai venit și ai spune: da, se poate, am să mă gândesc și am să văd cum ajung acolo. Dar ne uităm în același timp când cineva îmi duce la capăt acel lucru.
Da? Și ne întrebăm el cum a putut. E foarte simplu. El a crezut despre el că el poate să facă acel lucru. Aici este diferența. Aici este diferența. Iar eu astăzi vreau să-ți prezint, pentru că vorbim de legea respectului, am primit de la... am primit de la angajații mei un tricou de 1 de o martie și le-am promis că astăzi, fiind o lege specială, i-au spus să o porți la legea atunci când mergi, da? Apropo de respect. Am primit... Așa, faceți o pauză, că voiam să ne prezentați un tricou. Da, au luat ei cumva de pe pagina de Facebook o fotografie și au pus. Este impresionant să vezi că poți să fie apreciat și este o bucurie a sufletului să vezi că poți să fii respectat dincolo de faptul că ești doar angajator, dincolo de faptul că ești cu ei din ce în ce mai și petreci la servici, mai ales acum din ce în ce mai puțin timp față de acele lucruri și asta îmi amintește că ar trebui să merg mai departe. Mai des și mai departe în drumul lor. Vreau să revin la, ne întrebăm de ce oamenii urmează și ce au cei care, ce au în plus cei care sunt urmați. Da? Și aș vrea să încep cu prima parte, cu capacitatea născută de a conduce. Sunt oameni care se nasc într-adevăr cu acest lucru. Sunt oameni care au această capacitate de a conduce în ei în cantitate poate mai mare decât au ceilalți. Sunt abilități care se pot dezvolta în timp, însă putem să spunem că sunt oameni care au această capacitate născută. Și am putea să facem, să ne gândim foarte simplu la copiii noștri. În mediul acela voluntar, când nicio regulă nu este impusă și nimeni nu vine să spună ceva obligatoriu în așa fel încât tu să-l urmezi, la copii se simte cel mai bine și mai ales în domeniul voluntar, când nimeni nu are o autoritate. Atunci să... Da. Mai ales că, logic fiind voluntar, nu te plătește nimeni, da. Atunci se nasc liderii. Da. Atunci observăm imediat, după o perioadă de timp petrecută împreună, cât de repede este urmată o fetiță sau un băiețel. Ei au această capacitate de a conduce și simt leadership-ul și inclinația și influența pe care o au, o simt mult mai repede și mult mai pregnant. Mai târziu, devenind adulți, ne dăm seama că uneori mergem până la capăt și ne dezvoltăm această capacitate cu care ne-am născut. Nu știu dacă neapărat gândindu-ne că suntem sau nu lideri, dar instinctiv vedem și căpătăm încredere în noi după ce facem un eveniment mic sau pentru cineva și vine cineva și spune să mai faci așa ceva, că mi-a plăcut, capeți în interiorul tău o anumită încredere și îndrăznești să faci un eveniment poate mult mai mare decât cel pe care l-ai făcut anterior. Al doilea lucru foarte important pentru care oamenii beneficiază de respect este faptul că și ei acordă respect celorlalți. Cred că... Păi da, știți că tot se spune în popor, respectă-mă că, nu știu, sunt mai mare, că iar diverse motive. Are o legătură chestia asta? Tot timpul spuneam că respectul până la urmă se câștigă și nu contează că eu sunt mai mică, poate noastră sunteți mai mare. Da, cu forma de adresare, de acord, acolo trebuie să existe cumva o... Dar cu respectul, nu știu. Poate ne lămuri și în sensul ăsta. Cred că exemplul cel mai bun este cel pe care pot să-l dau din familia mea, fiind mamă și având copii. Am crescut în cutuma că părinții primesc automat respect. Așa eram crescut. Generațiile noastre așa au crescut. Nu puneam sub semnul întrebării la vremea aceea o decizie pe care o lua părinții noștri pentru noi. Deci la momentul acela, dacă tata spunea trebuie să fac așa, așa făceam. Nu mi se părea, sau nici măcar nu îndrăzneam să spun. Altfel. Da.
Știu că eram stresul mamei mele și problema pentru tatăl meu, pentru că totdeauna întrebam de ce. Dar de ce trebuie să fac așa? De ce trebuie să merg pur și simplu ca un automatism? Da? Îmi explica uneori, uneori se enerva și tata chiar avea o replică celebră, cine a fost crescut de, de un tată leu, cred că recunoaște sau sper să recunoască. Tata avea o vorbă, mai ales că eu eram fată. Spunea așa, cât timp îmi porți numele, faci ca mine. Recunosc că uneori, când mă adresez fetiței mele și băiatului, am și eu spun lucrul acesta. Uneori când sunt într-o limită așa. Dar nu, m-am gândit că nu este... Mă mir că nu v-am spus copiii ceva. Ba da, păi ajung și la partea când mi-au spus și la diferențele dintre generații. Eu am crescut așa. Generația mea a crescut în aceste bariere, între aceste bariere și cu aceste cutume. Nu ai voie să ridici privirea, nu ai voie să faci un comentariu, nu ai voie să-ți expui un punct de vedere. Însă punând tot timpul întrebările acestea de ce, de ce, de ce, de ce, până la urmă am început să primez răspunsuri. Și am văzut că pot să merg dincolo de treaba aceasta. Iar când tata nu mai avea răbdare sau era preocupat de grijile de zi cu zi, venea și îmi spunea treaba asta, cât timp îmi porți numele, faci ca mine. Și știam că am ajuns la limită. Când am devenit mamă, am observat altceva. Mă întrebam de ce Ana a fost primul născut, de ce tot timpul ea se răzvrătea. Orice îi spuneam eu, ea făcea exact pe dos. Și îmi aduc aminte, într-un an de sărbători, înainte de ziua mea, o învățam, că așa am fost crescut, știi, fetele să știe să facă de toate, o învățam să facă un tort și era copil. Nu putea să facă mare lucru, dar îi dădusem ouăle cu zahărul să le mestece cu telul. Și stând noi amândouă la bucătărie, eu la un moment dat, fiind mai relaxat, amândouă mai relaxate, am întrebat-o. Măi, eu nu înțeleg. Zic că eu când eram ca tine, dacă tata doar se uita la mine, eu intram în pământ. Iar replica ei a fost una senzațională. A spus, dar tu ești femeie ca mine, cum să-mi fie teamă sau cum vine asta? Și m-am blocat. Și mă gândeam că eu nu la vârsta ei, nici vorbă, nici mult mai târziu, nu-mi trecea prin cap să gândesc treaba asta. Da. Spuneam așa, a zis tata, așa a zis mama, așa fac. Iar când nu făceam cum au zis ei, știam ce urmează. Și m-am întrebat atunci cum percep ei lucrul acesta, cum simt. Mai târziu a apărut cel de-al doilea copil, băiat, unde am întâlnit ceva și mai și. Am întrebat la un moment dat cum de lui nu este rușine de noi, ca părinți. Și el mi-a zis că el nu înțelege ce înseamnă asta. Deci el mi-a zis că el nu înțelege. El nu înțelege cum adică vine asta. Și gata, m-a închis. Și atunci am discutat cu tata socru. Cum se întâmplă diferența asta de generații, da? Cum tatăl meu nu mai trăiește, Dumnezeu să-l ierte, dar mi-aș fi dorit să văd cum anume sau cum gândea el când ne spunea nouă. Poate mă ajută să văd cum merg mai departe. Însă copiii mei mi-au spus un lucru. Apropo de ce ai spus tu mai devreme, că noi, chestia asta. La noi este un automatism. Și am observat. Noi care suntem trecuți de o vârstă, credem, suntem convinși că cei care sunt mai tineri ca noi sunt obligați să ne asigure respect. Da. Punându-mi și eu la rândul meu întrebări legate de mine, de copiii mei, de mine în relațiile cu părinții, am realizat că generația de acum, da, este diferită. Este mult diferită de noi. Și nu pentru că noi nu i-am crescut bine sau nu pentru că noi nu i-am învățat ceea ce am învățat și noi de la părinții noștri, ci pentru că ei spun așa. Da, ok, ești mama, accept niște lucruri până la un moment dat, da, dar dacă vrei să ai și respect, trebuie să fii mai mult și trebuie să faci mai mult. Și am spus la un moment dat, cu băiatul aveam discuția aceasta, ok, ce trebuie să fac? Cum? Atunci am înțeles
că indiferent de vârsta lor, copiii trebuie respectați. Nu trebuie tratați ca un automatism. Ești al meu și faci ca mine. Porți numele meu și faci ca mine. Deși uneori spun lucrul acesta, când sunt la limită, recunosc că fac lucrul acesta. Da? Pentru că ei au tendința de a duce acest lucru în toate aspectele vieții lor. Tu, adult, știi în anumite perioade de ale lui ca adult în dezvoltare, adolescent în dezvoltare, îți dai seama că sunt lucruri unde poți să fii tolerant, dar sunt lucruri unde trebuie să fii ferm. Tocmai în momentul în care ești ferm și el știe, copil fiind, că pe aici nu se mai trece și mai mult de atât nu se poate, chiar dacă nu înțelege întotdeauna argumentele tale, se oprește și el. Rămâne cu o nemulțumire, da? Dar totuși începe să-și pună întrebări. Copiii, în general, generațiile care vin după noi, indiferent că ne sunt copii, simt nevoia să-i respecti pe ei înainte, indiferent că tu ești mamă sau tată, și apoi și ei te respectă pe tine. Nu mai sunt crescuți în acele cutume. Că s-ar putea toate aceste informații care le sunt oferite, exemple din comunitate, nu știu, s-ar putea cumva să vină aici la jumătate și să contrabalanceze cutumele în care noi eram crescuți, pentru că, într-adevăr, în generația mea nu avea acces la ta informație, toți fiind crescuți în genul acesta, foarte rar vedeai pe cineva care ieșea din această cutumă și îndrăznea să-și înfrunte, spuneam noi atunci, își înfruntă părinții. Și nouă ni se părea ceva, wow, ce a făcut! Dar era unul sau doi, acum lucrurile s-au schimbat. Mai mulți, într-un grup de 10, poate 7 sau 8 au atitudine și discută cu părinții și nu este o înfruntare, nu este, este pur și simplu nemulțumirea lui sau întrebările exact. Lui, iar noi nu ne mai putem apleca uneori prinși în probleme de zi cu zi și nici nu mai înțelegem dincolo de aceste lucruri. Respectul se câștigă. Respectul nu se impune. Da? Că într-un autobuz văd comentarii. Un tânăr nu se mai ridică, nu se mai ridică de pe scaun să dea locul domnului, prioritate unei doamne în vârstă sau unui domn în vârstă, din punctul meu de vedere nu este o noțiune de respect, pentru că uitându-mă că nu înțeleg aceste lucruri, este o noțiune de bun simț. Este o chestie simplă pe care noi ca părinți crescuți în acest mod, noi învățăm în momentul în care pui și întrebarea firească vine, dar de ce? Și atunci îi spui, cel puțin, pentru că nu știi persoana respectivă cine este, respecti vârsta respectivă, te gândești că poate să fie bunica ta, bunicul tău și te porți cu el așa cum ți-ai dori să se poarte altcineva, un alt coleg într-o situație similară cu bunicul tău. Căci altfel, ei vin cu întrebarea. Da? Dar de ce trebuie să respect? Exact. Deci, dacă te uiți, dacă întâlnești câțiva tineri cu un grup de oameni în vârstă, ai să vezi toate aceste lucruri. Cei care sunt în vârstă spun, pe mine trebuie să mă respecti că eu am X vârstă și eu am trecut prin ce ai trecut tu, iar ei spun și pe mine trebuie să mă respecti pentru că și eu sunt tânăr și știu ce pot și sunt așa și sunt deștept și merg la olimpiade. Deci fiecare în dreptul generației lui apreciază că este îndreptățit să primească respect din partea cealaltă. Conflictul de generații pleacă de cele mai multe ori de aici. Tinerilor le spun că ar fi frumos și de bun simț atunci când întâlnesc în autobuz sau pe stradă un om în vârstă să-l ajute sau să cedeze locul în autobuz, chiar dacă ei spun locul acesta sau eu am plătit un loc
la fel ca și, da, ca și dumneata și că mi se cuvine mie. Să treacă un pic de tot acest conflict care se iscă în acel moment. Așa este. Și cel care este tânăr, așa cum și cel care este în vârstă, a plătit un bilet. Poate că în autobuz sunt mai mulți oameni decât sunt biletele, deci altfel nu ar avea loc aceste, da, discuții, ceva se întâmplă acolo, da? Dar totuși îi rog să aibă un pic de toleranță vis-a-vis de vârsta respectivă. Întâlnim și am întâlnit în ultima vreme comentarii de genul de la oamenii în vârstă: cine ești tu? Tu ai 20 ceva de ani, da? Nu ai experiență. De fiecare dată spun sau dau un exemplu trăit de mine, dar sunt convinsă de către foarte multe persoane. Și mă refer la cele care în special au permis auto. Atunci când ai luat permisul, după ce l-ai luat, toți în jurul tău îți spun un singur lucru: nu-ți dau mașina pentru că nu ai experiență. Da. Mi se părea inuman și o mare nedreptate, am trecut prin aceste lucruri și întrebarea mea era una simplă atunci: ok, de acord, dar dacă nu voi conduce, dacă nu voi încerca să văd cum mă descurc singură, cum voi căpăta această experiență? Și văd același lucru transpus în alte situații, că cei care au trecut de o generație considerabilă și au avut o experiență de viață, taxează, dacă pot să spun așa, destul de dur tinerii din ziua de astăzi. Cine ești tu? Nu mă poți învăța nimic. Eu am fost ca tine, am trecut pe drumul acela. Da, este foarte adevărat. Însă respectul acordat celorlalți este foarte important. Vă întreb pentru că trebuie să mergem la colegul nostru Mircea Sărărescu, se află la sediul PSD Argeș și ne oferă mai multe detalii, pentru că știm că aseară deputatului Cătălin Rădulescu i s-a retras sprijinul politic. Mircea, ce informații ai pentru noi până la această oră? Bun găsit! De mai bine de o oră și jumătate, liderii social-democrați sunt reuniți în ședința Biroului Permanent Județean, în care practic se va vota retragerea sprijinului politic pentru Cătălin Rădulescu, o decizie pe care a luat-o și Biroul Municipal aseară, așa cum spuneai și tu, pentru că domnul deputat Cătălin Rădulescu este membru al PSD Pitești. După ce această decizie ar urma să fie votată, ea va fi transmisă către Biroul Politic Național, cel care trebuie să ia act și care să voteze acea sancțiune, dacă vor considera că se impune. Interesant este însă că retragerea sprijinului politic nu va avea consecințe dramatice asupra lui Cătălin Rădulescu, pentru că nu va fi exclus din partida sa dacă nu cumva astăzi va fi luată această decizie. O simplă retragere a sprijinului politic nu înseamnă că Cătălin Rădulescu își va pierde și funcția de deputat. Pur și simplu, el practic n-ar mai reprezenta PSD Argeș și PSD în Parlamentul României. Este ceva, dacă vreți, oarecum similar cu statutul prin care a mai trecut Cătălin Rădulescu atunci când a fost suspendat pentru o perioadă din PSD, după acele declarații care au ieșit în presa centrală cu protestatarii. Această sancțiune pe care astăzi liderii județeni o discută vine după o serie de declarații pe care Cătălin Rădulescu le-a avut atât împotriva conducerii centrale, cât și împotriva conducerii județene, totul culminând cu acea candidatură forțată de la Congresul PSD Extraordinar, candidatură care a fost chiar împotriva lui Șerban Valeca pentru funcția de vicepreședinte al regiunii Sud-Muntenia și care a dus practic la scăderea șanselor organizației Argeș de a-și impune candidatul la funcția de vicepreședinte, ceea ce a ușurat într-un fel sarcina lui Adrian Țuțoianu de a câștiga această funcție. Interesant, pe de altă parte, urmărind și declarațiile de ieri, este faptul că liderii PSD Argeș nu prea cunosc foarte bine statutul. Cătălin Rădulescu spunea că nu știe cui să conteste o astfel de sancțiune dacă ea va fi votată și de Biroul Județean.
spunând că ar fi vorba despre comitetul executiv, dar fiind vorba de o decizie a biroului politic județean, totul ar putea merge, așa cum spuneam, la biroul politic național. Așadar, peste câteva minute sau zeci de minute ar trebui să se termine această ședință a liderilor social-democrați argeșeni, după care noi vom reveni cu declarații, dacă vom reuși să obținem astfel de declarații, și cu conferința de presă. Mircea, dar cu toate acestea voiam să te întreb, nu au obținut foarte multe voturi Cătălin Rădulescu, vreo 50 și un pic, dacă nu greșesc. Tot nu ar fi reușit conducerea PSD Argeș să se impună la București. Așa. Doar din prisma unui calcul pur matematic. Pe de altă parte, a fost dat și un altfel de semnal pentru delegații din regiunea Sud-Muntenia, în sensul că Șerban Valeca este contestat chiar din interiorul organizației județene PSD Argeș. Cătălin Rădulescu a beneficiat și de sprijinul unor primari din județ, nu foarte mulți, însă care s-au manifestat la congresul extraordinar și care au și votat pe cale de consecință. Și poate că n-a trebuit să mai uităm ceva. Au mai fost discuții și înainte de congres, în momentul în care au fost acele așteptări să înceapă lucrările. Au mai fost discuții și în perioada în care lucrările erau în desfășurare și delegații se tot plimbau ba la o țigară, ba să mai tragă aer, ba să bea o cafea. Și după cum știi, s-au transmis o serie de mesaje și nu au fost foarte favorabile organizația Argeș. Și în definitiv, dacă este să o luăm pe calea cea mai scurtă, într-un fel, Cătălin Rădulescu a candidat chiar împotriva colegilor din PSD, deci nu știu dacă neapărat împotriva lui Șerban Valeca, din momentul în care Comitetul Executiv al PSD Argeș a dat un vot pentru un singur candidat, așa, acela fiind Șerban Valeca. Cred că, dincolo de criticile pe care le-a adus Cătălin Rădulescu lui Șerban Valeca, aici stă buba, pentru că deputatul deja cunoscut și la nivel național datorită declarațiilor pe care le-a făcut în ultima perioadă, a cumva zădărnicit și șansele, dar și interesele PSD Argeș, pentru că s-a tot discutat despre faptul că organizația din Argeș, deși inclusiv la congres a fost una din cele mai numeroase din țară, și asta pentru că trebuie spus un lucru. Numărul de delegații a fost dat de numărul de primari și, ca atare, asta înseamnă că PSD Argeș este și una din cele mai puternice organizații datorită numărului de primari, și cu toate acestea, după cum știți, nu reușește să-și impună un ministru, n-a reușit și nu reușește să-și impună un ministru, n-a reușit și nu reușește să-și impună secretar de stat. Ori în contextul în care faci un astfel de joc politic, în mod evident îți vor scădea șansele și pentru a te impune în negocierile de la nivel central pentru astfel de funcții. Și dacă vreți, haide să mergem și spre zona asta a cetățenilor. Este foarte greu să îți impui și anumite interese de investiții și știți foarte bine că, spre exemplu, pe programele naționale, județul Argeș nu s-a numărat chiar printre județele care au accesat cele mai multe fonduri guvernamentale, la fel cum, din păcate, nu s-a numărat nici printre județele fruntașe în regiunea Sud-Muntenia, care au accesat fonduri europene. Spre exemplu, Dâmbovița, cred că are de 2 sau de 3 ori mai multe fonduri europene absorbite până acum, în comparație cu județul nostru. Deci, așa cum spuneai și tu, de fiecare dată PSD-ul nu reușește să se impună la nivel național și vedeam zilele trecute în presă, după congresul care a avut loc sâmbătă trecută, că nu știu acum cât este de adevărat, de aceea te întreb pe tine, că ar trebui schimbată conducerea PSD, adică Șerban Valeca să fie înlocuit. Așa s-a discutat acolo, ai idee despre acest lucru? Și crezi că parte pentru binele PSD-ului Argeș și ar fi bine să vină altcineva la conducere? Asta ar putea o decide doar liderii de la nivel județean, doar primarii, consilierii județeni, consilierii locali și parlamentarii. Cu siguranță însă cred că dacă PSD Argeș s-ar limita doar la o astfel de sancțiune pentru Cătălin Rădulescu, nu ar însemna că zona de leadership, și aici nu mă refer doar la Șerban Valeca, își modifică viziunea și modul de lucru. Înseamnă doar că a fost sancționat unul din
lideri importanți ai partidului și nu și faptul că totuși conducerea PSD Argeș se gândește să schimbe și modul de lucru. Pentru că, dincolo de asta, și aici este o mare problemă, felul în care PSD Argeș lucrează ca un tot unitar și știți prea bine ce se întâmplă, inclusiv aproape de Pitești, la Ștefănești, da, unde lucrurile sunt foarte complicate, chiar în sânul PSD, care deține majoritatea și în Consiliul Local și are și funcția de conducere executivă prin primar și viceprimar. De aceea te întrebam, mi se pare că cumva domnul Șerban Valeca a cam scăpat partidul din mână, cum se spune. Mircea, noi te așteptăm însă cu declarații care cred că normal ar trebui să sigur, fie făcute, vreau să spun că... Da, te ascult. Da, vreau să spun că totuși o astfel de analiză ar trebui făcută în comitetul executiv și nu în biroul permanent județean. Practic, ședința de astăzi vine ca urmare a deciziei pe care PSD Pitești a luat-o aseară. Da. O decizie și o analiză a ceea ce s-a întâmplat până acum poate fi făcută în comitetul executiv, care se poate întâlni și într-o formulă lărgită la care să participe și primarii PSD. Și cred că aici ar exista, dincolo de zona statutară, și o mai mare forță din punct de vedere politic pentru deciziile care ar putea fi luate. De altfel, într-o declarație pe care ne-a acordat-o Șerban Valeca imediat după alegerile de la Congres, spunea că în aproximativ 2 săptămâni ar urma să fie organizată și o ședință a Comitetului Executiv. Vom vedea, pentru că îi vom întreba în conferința de presă dacă va exista și o astfel de ședință. Da, la asta mă gândeam acum când te întrebam și vedeam și un articol ce a fost și ce ar fi putut să devină PSD Argeș, da? Iată că vedem ce a devenit până una alta. Mircea, îți mulțumim pentru intervenția ta, te așteptăm cu noi detalii. Revin la dumneavoastră, doamna Olimpia, până la urmă, despre ce discutăm noi aici. Se întâmplă și la partid. Am spus întotdeauna că leadership-ul nu are nici... Poate fi aplicat oriunde, în orice formă de... Da, nu are culoare politică, da. Nu are gen. Leadership-ul este despre a iubi oamenii, despre a face lucrurile în binele lor, despre acest lucru vorbim, iar în politică ar trebui să fie și mai evoluat. Revenind la de ce urmează oamenii și de ce apreciază că sunt mai puternici decât ei, respectul acordat celorlalți, este foarte evident în situațiile în care tu ești într-o poziție sau ai o anumită autoritate și se vede cât de mult îi respecti pe cei care nu au puterea pe care tu o ai sau se află sub tine. În momentul în care tu îi respecti pe ceilalți, cu siguranță și tu la rândul tău vei fi respectat dincolo de poziție și de funcția pe care o deții. Un al treilea lucru despre care aș vrea să vorbim este curajul. Așa cum vorbeam despre doamna Tuma, curajul și hotărârea ei de a merge până la capăt, chiar până a sacrifica viața, este un lucru care este simțit imediat și un lucru care atrage oamenii. Această hotărâre de a lupta până la capăt este ceea ce îi face pe ceilalți să te urmeze natural. Când vorbim despre succes, este mai simplu, așa, știm din experiența de zi cu zi, da, că atunci când o persoană are succes, acest lucru atrage foarte, foarte rapid oamenii. Indiferent că vorbim despre un succes negativ sau unul pozitiv și dacă ne uităm și facem o paralelă cu tabloidele și ceea ce se spun despre vedetele noastre și ne uităm câți oameni citesc lucrul acela, putem să înțelegem că succesul atrage mult mai rapid. Este unul din lucrurile care te poate duce într-o zonă pozitivă, dar dacă tu decizi să mergi înspre zona respectivă. A cincea calitate atunci când un om este urmat... Mă gândeam la curaj, da, la succes, despre ce vorbeam da. Cu colegul meu, Mircea Sărescu, despre ce se întâmplă fix astăzi în PSD Argeș. Dar să știi că este normal să fie așa. Un om care are succes, un om care îi respectă pe ceilalți, este mai repede urmat. Așa cum spuneam, dacă îi cunoști oamenii și ei
te cunosc sau ai o anumită capacitate născută de a conduce, ei te admiră. Dacă ți este și prieten și știe ce fel de om ești, atunci te iubește. Dacă însă într-adevăr te respectă, atunci, abia atunci te urmează. În momentul acela se produce acel pas alături de decizie de a te urma. Când ne gândim la loialitate, este un subiect, așa, în ziua de astăzi, destul de dificil de discutat. Ne uităm în jur câți oameni mai rămân alături de alți oameni până la capăt. Mai ales că lucrurile sunt într-o perpetuă evoluție și dacă acum câțiva ani spuneam că lasă că o să vedem ce o să se întâmple peste câțiva ani, deja acum vedem lucruri care evoluează de astăzi pe mâine. Astăzi ne aflăm într-o situație, mâine suntem exact poate la polul opus. Când spunem despre adepții tăi care te urmează că sunt loiali, înseamnă că într-adevăr tu ești un om pe care ei îl respectă din toată inima și rămân alături de tine până la finalul acelui proiect. Putem să dăm acest exemplu și să urmărim organizațiile patronale, organizațiile, dacă ne gândim pur și simplu ca o firmă, care încă și-a păstrat oamenii cu care a început acel drum, acel parcurs, indiferent de numărul de ani. Cu siguranță sunt oameni care vin și pleacă, pe acest drum. Dar dacă esența rămâne și un număr considerabil de oameni rămân alături de tine și sunt loiali, liderii știu foarte bine că acest lucru este dincolo de salariu, dincolo de facilitățile pe care le are, mai ales în firma ta, este o loialitate pe care ți-au acordat-o necondiționat, după ce ai trecut, bineînțeles, prin multe alte teste. Valoarea oferită altora. Cei care sunt lideri cu adevărat știu că principala lor menire sau principala lor calitate umană este aceea de a oferi valoare celor din jur, aceea de a-i ajuta să-și îmbunătățească calitatea vieții lor și de a-i ajuta să evolueze. Cei care sunt lideri cu adevărat și care își doresc să crească lângă ei oameni de calibrul lor, da, oferă valoare celor care la un anumit moment dat nu sunt la nivelul lor. Sunt cei care îi cresc, cum spunem noi. Sunt liderii care își cresc în jurul lor același nivel de competență și de dezvoltare. Toate aceste lucruri îi ajută pe oameni să te diferențieze de liderii care sunt autoritari, de liderii care vin și spun faci doar ca mine. Da. Și am întâlnit, dacă putem să facem o paralelă, tocmai spuneam în emisiunile anterioare că foarte mulți antreprenori consideră că sunt liderii organizațiilor lor sau în domeniul politic, tocmai am vorbit, da, cei care au câștigat o funcție de președinte consideră automat că ei sunt și liderii organizației respective. Acest lucru este foarte dăunător. În domeniul politic se spune faci ca mine, intri în structura de partid și deciziile le iau eu, iar în domeniul de business se întâmplă un lucru și mai grav. Am întâlnit nu de puține ori fraza eu te plătesc, faci ca mine. Deci în momentul acela poți să-ți iei adio că omul cu care tu vrei să lucrezi și să pornești la un drum îți va sta alături prea mult timp. Respectul ține de calitatea ta umană. Respectul ține de înclinația ta de a privi leadership-ul și evoluția ca un beneficiu pentru tine. Dacă te dezvolți doar într-o zonă, apreciind doar că ai calități un pic mai sus decât cineva pe care îl cunoști tu și rămâi doar acolo, cu siguranță nu vei fi un om respectat prea mult timp. Iar o unitate de măsură
a unui om despre care spunem că este un lider și că este privit cu respect, o unitate de măsură la îndemâna oricui, indiferent de vârstă, de organizație, de structură sau de unde activează, unitatea de măsură este foarte simplă. Ne uităm calibrul oamenilor care se află lângă el. Adevărata unitate de măsură a respectului... Tot la un proverb mă gândesc. Te ascult. Păi acesta cu spunem de ce oameni te înconjur ca să spun cine ești. Exact. Nu știu dacă era chiar exact știi așa, că am spus dar... de la, știi că am spus de la început când am citit cărțile lui John și l-am cunoscut, mi-am adus foarte aminte de foarte multe proverbe românești. Trebuie să luăm o pauză. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză de publicitate, însă revenim dacă mai avem ceva de spus despre legea respectului, dacă nu trecem la legea intuiției. Așadar, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la Breaking the News. Am revenit la Breaking the News, așa cum vă spuneam mai devreme, avem declarații de la PSD Argeș și l-ascultăm pe Șerban Valeca, președintele PSD Argeș. Eu personal și organizația pe care o conduc suntem foarte dezamăgiți de faptul că am pierdut funcția vicepreședinte la nivel național. Din punctul meu de vedere, era o oportunitate pe care ne-am dorit-o foarte mult. Eu am vorbit acum 3 săptămâni de zile în Comitetul Executiv Județean despre necesitatea de a obține această funcție, pentru că, vă spuneam și atunci, o repet și acum, una e să particip la luarea deciziilor într-un for cu 100 de membri, alta e într-unul cu 20. Deci vicepreședinte la nivel național, Argeșul trebuia să aibă. Și cum conduc o organizație foarte serioasă, evident că am făcut o analiză imediat după congres. La ședința pe care am convocat-o seară a participat Comitetul Executiv Municipal în marea lui majoritate, 51 de membri au fost prezenți din 55. Toți și-au spus opinia. Este clar că una dintre sau cauza principală o reprezintă modalitatea în care am înțeles Cătălin Rădulescu să acționeze. A fost o decizie a Comitetului Executiv Județean luată în unanimitate, nici măcar cel care l-a propus nu l-a votat. Și el nu s-a supus acestei decizii. A luat-o pe cont propriu. Bineînțeles că este și vina celor de la centru că au schimbat regulile în timpul jocului și au acceptat această candidatură. Au dat seama că acolo cine să ne voteze când noi mergem cu doi candidați și dăm senzația că nu ne înțelegem nici între noi. Motiv pentru care și pe mine și pe colegii mei ne-a deranjat, este o încălcare gravă a statutului ăsta, dar ne-a deranjat foarte mult ce s-a întâmplat în urmă. Cum face mereu, a început să spună că are un merit în ceea ce s-a întâmplat, că l-a convins pe domnul Țuțuianu, că l-a ajutat, că l-a... și noi nu puteam să tolerăm așa ceva. Au fost voci în sală care au cerut excluderea din partid. Până la urmă s-a supus la vot, a fost vot secret, propunerea de a îi să retrage sprijinul politic pentru orice funcție. Parlamentar, europarlamentar, președinte Consiliului Județean, primar, viceprimar și orice funcție în administrația publică, centrală și locală. Deci, ca să fiu mai concret, pentru că văd că și el mă întreba aseară că, de fapt, ce sancțiune i-am dat. De aseară, Cătălin Rădulescu nu mai reprezintă organizația Pitești. Deci este proceder. Și de astăzi, bineînțeles, da, după validarea, da. În Comitetul Executiv Județean, în Birou Permanent Județean, de astăzi, nici Argeș. Deci, nu știu ce declarații a dat el acum, am văzut ce a dat aseară, le dă, noi ne-am delimitat complet, nu vom mai avea niciun fel de sprijin în partea noastră. Ați spus că dacă nu e membru al organizației Pitești, nu e membru al organizației
Deci eu v-am spus, mă refer strict la Organizația Pitești pentru o seară, luați-o ca o excludere din Organizația Pitești. Dacă... Păi e sau nu e? Am spus, nu din partid. Cum? Era, Cătălin Rădulescu a avut o sancțiune primită de la centru, suspendarea aceea de 6 luni, și următoarea sancțiune în statut era aceasta. Se pare că n-am înțeles, se poate înscrie în orice organizație. Păi se poate înscrie. În afara județului, da. Da. Probabil că se poate înscrie. Cum? Nu, cred. Nu în județul Argeș. Da. Da. Șanse ați fi avut să luați așa funcție în structura centrală a partidului, dacă nu candidat domnul Rădulescu? Nu e vorba de șanse, e vorba de faptul că organizația de Argeș și aseară la organizația locală Pitești, de unde fac și eu parte, au fost, să spun, am avut și eu câteva critici prin faptul că conduc organizația cu prea mare larghețe și prea mare înțelegere față de unele fapte care sunt în afara regulilor, prea colegial. Deci e vorba de faptul că nu s-a respectat statutul și cei 100 și ceva de membri din Comitetul Executiv Județean s-au simțit jigniți pentru că nu s-a respectat votul, după care s-au supărat foarte tare și colegii și probabil că și argeșenii, numai colegii de partid, cu faptul că el a declarat public, înțeleg că am văzut și eu într-un ziar, că a făcut jocuri duble cu Suțuianu, cu Bănicioiu. Deci problema nu este dacă era o... părângă faptul că foarte mulți colegi, după ce să cam uitase că noi prin Parlament și când se duc și alți colegi prin județ, ne întrebau numai ce mai face mitralieră. Sau că suntem județul cu mitralieră. Să cam uitase chestia asta. Acum a produs o întreagă nelămurire în tot partidul, pentru că bun, e foarte bine că era unul din Argeș și unul din Dâmbovița. Era competiție. Dar faptul că să fie doi din Argeș, delegații n-au mai priceput nimic și a zis că suntem neserioși. Deci nu e vorba de șansele, că nu supărarea foarte mare este că neapărat că am pierdut, ci modalitatea în care s-a întâmplat lucrul acesta. Nu mai vorbesc de declarațiile, de exemplu, domne, noi îl susținem pe al nostru sau susțineți-mă pe mine, zice el, dar uite, hai să votați cu Bănicioiu la președinte executiv. Păi, bineînțeles că în momentul ăla județele care susțineau pe ceilalți nu mai mergeau cu Argeșul, este evident. Deci s-a produs multă tulburare și neînțelegere. E foarte greu de făcut o evaluare, pentru că, da, s-am spus aritmetica, adică să adun voturile față de matematică, că era mai complicat cu toate influențele, e un pic diferită. Dacă îmi permite... Și da. Vicepreședinte, dacă nu era Cătălin Rădulescu, dumneavoastră aveți ceva să vă reproșați dumneavoastră sau doar lui Rădulescu? Nu, am spus aseară în organizația locală, după ce am avut această analiză, că voi discuta cu toate organizațiile din județ și apoi vom avea o analiză în comitetul executiv asupra acestei lucruri. Pe domnul Dragnea, l-ați informat aseară înainte de ședința noastră sau după ședință, pe domnul Rădulescu? Nu l-am informat pentru că este o decizie noastră. O să-l sun astăzi cu urma deciziei după județ și oricum o să trimitem documentele la București. Păi iar când vedeți la televizor. Bun. Dacă ați fost mai rapid, e foarte bine. E posibil ca structurile centrale să întoarcă sau să nu confirme că au mai fost și acea lucrare de și suspendarea? E posibil să se revină? În statut așa este trecut. Deci această decizie trebuie să fie aprobată de Biroul Permanent Național. Dar din punctul colegilor de vedere, oricum, dânsul a greșit față de Argeș. BPN-ul, am spus, conform statutului. Domnul Dragnea. BPN-ul. Domnul Dragnea conduce BPN-ul. Da, eu aș vrea să completez la prima dumneavoastră întrebare, dacă îmi permiteți. Sigur că eu nu pot să spun că dacă cu siguranță domnul Valega ar fi fost vicepreședinte, dacă nu ar fi candidat Rădulescu. Dar răul a fost făcut
În timpul votului, în momentul în care domnul Băniciu și doamna Andronescu au renunțat să mai să ia cuvântul în plen, am colegii aici, au auzit la radio, Cătălin Rădulescu a dat o declarație incalificabilă, în care spunea că domnul Valeca nu e bun de nimic, a fugit de la meeting după scenă, nu a mers să-l susțină pe domnul Dragnea la DNA și nu știu ce. Asta spune el în timpul votului. Cam cum credeți că... Nu cum ne simțeam noi, că aia e clar. Dar și alții au zis și asta, mă, pe cine să votăm. V-a acuzat domnul Rădulescu că nu aveți susținerea centrului și că n-ați înțeles asta nici până în ultimul moment. Bun. Se poate cumva întinde să vedem pe alocuri faptul că Argeșul totuși nu primește funcții importante la București, nu avem miniștri, nu avem secretar de stat în ultimul următor guvern. Cum comentați acest lucru? Și dacă considerați noastră că inclusiv jocurile au fost oprite la centru, să nu ieșiți vicepreședinte pe regiunea Suburbei? Nu știu dacă au fost făcute de la centru, pentru că o să mă... Toate lucrurile se află, mă știți cum este. De exemplu, cu Adi Tuzianu, care sunt coleg de bancă, de săptămâna trecută, de luni până joi, am tot discutat și mi-a spus, zice, băi, chiar nu știu dacă o să mă înscriu, am și eu vreo 3 primari care mă... Asta, într-o zi ce au venit 2 de la Dâmbovița să mă facă să candidez, chiar nu știu, deci el a fost un... Nu mă mințea, era foarte nehotărât să candideze. Probabil când a văzut că există șansa, nu știu dacă a vorbit cu domnul Dragnea sau nu, sau separat, pentru că la o discuție când am avut cu câțiva colegi din conducerea județelor, domnul Dragnea m-a oprit pe mine și pe Suceanu și a zis, bă, sunteți colegi amândoi cu mine, sunt județe puternice, vă urez succes. Deci a fost singura discuție. O să vedem dacă o să aflu în zilele următoare, dacă s-a înclinat într-un fel balanța sau nu, dar nu asta este problema de fond. Problema de fond este supărarea colegilor din Argeș față de... pentru că putea să rămână o supărare față de Dâmbovița sau putea să rămână o supărare față de centru, dar de fapt supărarea de fond a colegilor a fost față de zăpăceala, cum să o numesc, care s-a creat în organizație prin declarații, prin toată atitudinea. De ce nu primește Argeșul niște funcții importante la București? Vreau să completeze, domnul președinte, dacă domnul Cătălin are vizibilitate foarte mare și este agreat de centru, de ce nu s-a prezentat la biroul județean înainte de congres în care să-și exprime dorința vis-a-vis de colegi? În momentul în care am fost în ocazie. Deci, în primul rând, că dumneavoastră nu a respectat statutul. În al doilea rând, ne delimităm de tot ce a făcut înainte de congres și după congres de Cătălin Dăbrescu. El nu ne reprezintă pe noi. Forma de manifestare a organizației județene Argeș PSD nu este cea care a făcut-o Cătălin Dăbrescu înainte de congres și după congres. Iar din momentul de față și declarațiile care arată afară, arată în nume propriu. Nu ne reprezintă pe noi. De ultima întrebare, de ce să înțelegem că în urma deciziilor de aseară și de astăzi, domnul Cătălin Rădulescu își păstrează funcția de deputat PSD? Da. Are da. De deputat. Conform prevederilor legale, dar n-a nicio legătură cu funcția de deputat. Indiferent dacă Adică dacă i s-a Parlamentul mai poate să vorbească în numele județului Argeș? Haideți să vedem și ultima decizie. Deci, colegial, să spunem, și moral, pentru noi nu ne mai reprezintă. Legal, să spunem, sau statutar, vedem ultima decizie a BPN-ului. Votul de azi a fost unanim? Da. A fost tot secret sau la vedere? Nu, la vedere, pentru că nu era un vot de aprobare ca aseară, ci era de validare ca să trimitem și hârtiile și de validare a deciziei de aseară. Dacă domnul Rădulescu va continua în această linie pe care am tot până acum, următorul pas este ultimul. Propunerea de expunere? Ultimul, da. Comitet executiv, când vreți să faceți? Comitet executiv. Ceea ce s-a întâmplat până acum, inclusiv votul de la congres și așa. Probabil că în următoarele 2 săptămâni, pentru că vreau să am o discuție cu toate organizațiile întâi, da? Sau cu majoritatea dintre ele, măcar cu cele importante. Dacă îmi permiteți, vă rog. În urma tuturor chestiunilor care s-au întâmplat, există o procedură în sensul ăsta, dacă vă permite statutul, nu știu,
să cereți cumva un vot de încredere organizației? Cine să ceară? Dumneavoastră. Păi, vom avea o discuție în Comitetul Executiv Județean, bineînțeles. După ce discut cu toate organizațiile în parte, da? Cu două săptămâni înainte de congres, domnul președinte Valeca a cerut acest lucru. Păi, vedeți dumneavoastră... Nu cere săptămâna la... Vă contaminează sau contaminează, nu pe dumneavoastră, cu opinia publică. I-am spus și azi, eu n-am vrut să pun pe aia pe foc și nu o să pun nici public și n-am pus-o nici în fața colegiului, am dat numai două exemple. Să mai amestec așa un pic de minciunică cu un pic de adevăr și iese așa de zăpăcești lumea. Tot așa s-a spus că nu știu ce primar, că... Și atunci, văzând lucrurile astea în, pe care le-a spus public, am cerut acel vot de încredere. Acum nu putem zi de zi să convocăm CEX-ul ca să cerem aceste voturi. Dar vom discuta în CEX, vom discuta toate detaliile, pentru că fiecare organizație și fiecare reprezentant a avut niște informații și a văzut într-un fel... congres. Domnul președinte, a fost și un primar, cel puțin unul, dacă mă înșel, la congres, care s-a dus pe la alte organizații, au făcut lobby, au spus că Argeșul nu susține pe Valeca, mă rog. Vezi, doamnă, sunt și împotriva lui, mă refer la primarul de la Mecești. Nu. Primarul la Mecești n-a spus, eu am avut o discuție, că n-a spus că nu mă susține pe mine. Primarul de la Mecești a spus altceva. Îl susținem pe Valeca, dar zice, domne, nu mai știu pe care, că chiar nu mai țin minte că m-am și supărat atunci. Mi se pare că pe Dăncilă o susțin pe Andronescu, cam așa ceva, n-a zis de mine. Și am avut discuția cu el și am spus, mă, dacă tu știi politică, lângă noi, în stânga, era Tellerman. Oamenii de la Tellerman, când vor auzi că tu nu-i susții candidatul lor, ei îl vor mai susține pe al tău? Deci asta a fost discuția. Dar lipsa asta de unitate, practic, cum o cataloga? Sau cum prea multă, prea multă democrație, ceea ce mi-au reproșat colegii aseară, i-au lăsat, cred eu, prea multă democrație în partid. De exemplu, nici la alegerile trecute, nici la congresul acesta, eu nu le-am spus sau n-am dat bilețele sau nu le-am spus la colegi că mi s-a părut că este logic cumva, dacă vrei o susținere, dacă calculezi voturile și vrei o susținere la celelalte județe, cum să mergi. Dar probabil că am greșit și eu. Deci am lăsat pe fiecare... De colegi, și o să repet întrebarea. De ce nu primește aceeași funcție importantă la București? Deci, pentru că nu s-au discutat încă secretarii de stat. Deci, sper că de săptămâna viitoare să înceapă aceste... Domnul Valeca, au fost câteva făcute deja câteva numiri. Totuși, nu, a fost celelalte județe au foarte mult secretari de stat și miniștri. Nu. Haideți să nu mai luăm așa, doamnă dragă. Deci, post de ministru ni s-a dat, din păcate, un post care nu era pe măsura noastră, postul de la comunicații. S-a discutat aici, în această sală, cu colegii și am hotărât să cerem doi secretari de stat în loc de un ministru, decât să punem pe cineva mai politic și să nu se priceapă pe domeniul respectiv, să luăm doi secretari de stat. Și o să facem propunerile pentru transportul și economie și atât. Bogdan, postul pierdut de Bogdan Pandelică. Nu l-a pierdut. Candidat în funcție. Și acestea au fost, cum să spun... Întrebarea pentru domnul Pandelică este așa. Am înțeles că există o discuție să fie schimbat pentru că nu i-a sumat politic. Eu știam că e nebunit la peste... Nu. Asta este o minciună aruncată de cineva. Deci postul deci Bogdan Pandelică este asumat de Pitești. N-am avut nicio... să spunem, acțiune de a Piteștiului sau de a mea, de la județ, să-l schimbăm pe Bogdan Pandelică. Deci n-a fost niciun fel de acțiune. În luna iunie și apoi, sau iulie, în sfârșit, atunci când s-a schimbat guvernul Grindeanu și apoi, iarăși, acum în iarnă, după un comitet executiv, mai erau câțiva colegi din conducere, președintele partidului mi-a spus de două ori, în două etape diferite, că el personal i-a retras sprijinul politic lui Pandelică și să venim cu o altă propunere, că e postul Argeșului. Eu l-am întrebat care e motivul, nu mi l-a dat, a spus că știe dânsul și ceilalți dau din cap, nu știu ce-o fi făcut. Și am zis, bine, am vorbit cu colegii, am spus și lui, și Plutane nu mi-a spus de ce, dar vezi că e o problemă.
Că până la urmă posturile de secretar de stat sunt politice, n-ai dat examen. Probabil că omul, formă, l-am și sfătuit să ducă să discute, că dacă mie n-a vrut să-mi spună, a fost o chestie mai confidențială, să discute direct cu președintele. Deci n-a fost niciun fel de neasumare a organizației de azi, ca să fie clar. Ce nume se luat în calcul pentru propunerile dumneavoastră Scopi și economie de secretar de stat? Deci Pârvu și Mihăiță. Domnul Calicănăuși, da. Nu a fost președinte de trei, să nu fiu exact, chiar dumneavoastră ne-a spus că e vorba de trei secretari de stat și ne-a spus și despre unul la finanțe. Nu, am spus următorul lucru. Că ceea ce se discutase în comitet de discuție era de doi secretari de stat, dar că în comitetul nostru, vorbesc de cel central acum, în comitetul nostru executiv de la județ, s-a spus, hai domne, să încercăm și cu al treilea. Și am zis, da, de acord, n-am nimic împotrivă să încercăm și cu al treilea, pentru finanțe. Dar, deocamdată, vorbim de cei doi, și o să vedem după ce îi punem pe ăștia doi că îi zăpăcim pe aia pe acolo. Deci o să mergem în continuare, conform deciziei comitetului nostru, o să merg și cu susținerea pentru finanțe. Dar cu pasul. Cu domnul Dragnea ați vorbit pe congres? Cu domnul Dragnea, da, am vorbit acum vreo două zile. Și ne puteți spune ce v-a spus? E încântat că Argeșul n-a primit nimic? Mi-a spus să am răbdare. Practic, ce să noi zice președinte? Domnul Cipriano, vă conduce pe dumneavoastră, validează lista parlamentară, e un lucru până la urmă. Chiar nu. Zice că ce faci, ce atribuții are? Nu, nu s-a... Eu când am acum vreo două, trei comitete executive centrale, chiar patru, nu mai știu când s-a discutat dacă se vor face sau nu alegeri, unii erau pentru, alții împotrivă și eu chiar am spus atunci, dom'le, actualii sau foștii vicepreședinți erau aleși pentru, ca și motor, să spunem, sau ca și organizare pentru alegeri locale și parlamentare la vremea aia. Dacă noi alegem vicepreședinții pentru ca să fie motor pentru alegerile de la anul, atunci îi lăsăm pe ăștia. Dacă, în schimb, vrem ca noi vicepreședinți să ia fiecare cântun domeniu din acest proiect al nostru de țară care se va dezvolta împreună cu oameni de știință, cu tot, și vor avea responsabilități pe cât un domeniu, să spunem, din programul de viitor, atunci trebuie alegeri. Nu s-a stabilit încă, probabil că se va face un alt comitet executiv pentru a li se da sarcinile concrete. Vreau să, dacă se poate, vreau să completez la întrebarea dumneavoastră. Biroul Permanent Național, așa cum e și la județ, cum e și la mine în municipiu, e format în președinte, președinte executiv, acești 16 vicepreședinți, secretar general, probabil trezorier, nu știu, undeva la 20 ceva de persoane. De asta mi l-am dorit foarte tare pe domnul Valeca acolo, între cei 20 de înși. Ca vocea dumnealui să fie mult mai puternică și să nu mai aibă, să se întâmple ceea ce ar trebui să întâmple cu Argeșul ăsta și Ioana să nu mai aibă motive să pună întrebarea care a pus-o. Deci, una, v-a spus domnul Valeca, dânsul a spus că aseara a primit și niște critici la municipiu. Una dintre ele a fost și asta, că trebuie să fie mult mai ferm în relația cu centru. Politicos, dar foarte ferm. Adică exact cum am să fiu la prima întâlnire cu domnul Dragnea când va veni aici. Da. Domnul președinte, vorbim schimbat de lucru în relație cu organizația, fie clar, nu mai puteți merge în paradigma asta. Da. Dar funcționează dintre, nu mai puțin, dacă îmi permiteți, că nu e vinovat doar pe Dumnezeu. Da. Vinovat și dumneavoastră pentru ce s-a întâmplat, inclusiv pentru faptul că ne-ați dat mesaj clar, ca aia de la Craiova, de exemplu, domnul Justin Pădreanu, cremaia, adică a adăsat-o la nivel de cea cu literar. Adică vreau să mă duc părerea mea. Răzuleți că e pretext, că eu trebuie să dat afară când am votat cu port. Da, mă rog, că sunt niciunul de dumneavoastră și nu o să stece cu partidul. Da? Sau cu dumneavoastră trei. Fiindcă sunt și discuții de genul, că noi nu facem ședință, nu facem conferință de presă, că nu vrea președinte, ne vale. Nu, vreau să mai dat afară și o chestie de genul ăsta. Deci, n-am oprit, cu excepția înțelegerii care am avut-o în fiecare an, că de sărbători, de la Crăciun până când începe școala să termină cu zăpada, e o pauză, n-am făcut nicio privește la conferință. Doi, vreau să vă mai anunț încă o dată că n-am avut și colegii de față care sunt membri în birou permanent, n-am avut nicio interdicție de niciun fel
și nu avem nicio hotărâre, și o spun public, de a lucra, de a colabora a unui vreun coleg de partid, parlamentar sau neparlamentar, membru în birou sau primar sau ce este el, simplu membru, de a colabora cu presa. Deci n-am avut nicio hotărâre, că am auzit în piață. Rugămintea mea ar fi, când mai auziți chestii de genul ăsta, să mă întrebați și pe mine, domnule, dacă e adevărat sau nu. Dar vi se pare bună colaborarea, ținând cum că noi n-avem pe cineva pe care să sunăm permanent, să întrebăm de anumite lucruri? Se întâmplă să nu faceți conferințe, să ne prezintă pe aici? Se întâmplă să vă face și să venim? Aveți, este vicepreședintele care răspunde de domnul Manu, care, pe lângă faptul că este... Da. Am fost atunci, deși e cea mai proastă perioadă în relația cu PSD cu organizația noastră. Și bănuiesc că și-a presă. Dar vorbesc cu numele meu. Am decis să mergem patru colegi, am fost acolo, la urmă ne-a ajutat domnul Georgescu. Dar când am intrat în sala aparată, cineva ne-a direcționat. Merge la mine, s-a dus colegii de mașină, am zis să vă mână, da, ne-a pus undeva acolo. Eu am ieșit după vreo oră afară, nu mi-a mai dat voie să intru, fiindcă n-am mai cu somn. Și m-au întrebat de unde este, sunteți de la presă. Păi și nu v-au spus că o acredităm cu asta? Nu l-au spus, nu s-au putut acredităm. Dar nici măcar Diana acolo, vreau să vă spun, că s-a întâlnit cu colegii mei, nu le-a dat un de la de delegat sau de presă. Deci pe mine nu m-au lăsat să intru a doua oară. A trebuit să-l supă domnul Georgescu, a venit amabil, mi-a dat un de la de delegat, nici aia la presă să mira. Domnule, cum nu s-au făcut? Domnule, s-au făcut la altul și acreditări, nu înțelegeți ce veneam pe capul nostru. Despre asta vorbim. Va fi ca vreme ce vizibilitatea al vieții în Plești. Da, proastă. Atâta timp cât am venit cu dumneavoastră, proastă. Bine. Mulțumim frumos. Da. Bun, a fost conferința de presă de la sediul PSD Argeș și am ascultat declarațiile senatorului Șerban Valeca, de altfel și președintele PSD Argeș. Vorbea despre faptul că PSD Argeș se delimitează de Cătălin Rădulescu ca urmare a declarațiilor pe care acesta le-a tot făcut în ultimul timp în spațiu public. Revenim la discuția noastră, vorbeam despre legea respectului. Una peste alta, vedeți că discursul dumnealor tot acolo duce. Și acum despre legea intuiției, da? Legea intuiției, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, chiar și John spune acest lucru, este una foarte dificil de predat sau de explicat. Pentru că intuiția nu este ceva concret. Nu este ceva ce poți să spui cu certitudine că dacă faci așa, te numești că ești un om intuitiv. Orice ființă umană, spun asta de fiecare dată, orice ființă umană posedă această intuiție. Se naște cu ea. Sunt persoane care o dezvoltă în timp. Și întâlnim des în viața noastră de zi cu zi expresia aceea, mi-am ascultat intuiția, da. Mi-am ascultat corpul. De fapt, despre acest lucru este vorba. Fiecare ne dezvoltăm, alegem de fapt să ne dezvoltăm această zonă noastră pe care uneori nu o înțelegem sau ne speriem când înțelegem câteva lucruri, pentru că totul este un nivel de percepție mai degrabă senzorial până să conștientizăm că de fapt atunci când spunem facem așa, da, vine dintr-o intuiție și o credință pe care noi o avem. Greu delimităm aceste lucruri și este un lucru recunoscut în general de femei care sunt mai aplecate, spun eu, spre a recunoaște că au această intuiție. Însă în ultima vreme am întâlnit foarte mulți bărbați care și ei recunosc lucrul acesta. Mult timp, dincolo de legea intuiției, așa cum o explică John, mult timp în viața noastră bărbații nu aveau curaj să spună și spuneau asta o aveți numai voi femeile. Numai voi aveți lucrul acesta. Nu, cu toții avem acest lucru atunci când ne naștem. Fiecare ființă umană are în ea și
acest lucru. Așa cum au și capacitatea de a deveni lideri, undeva se află așa într-un mod latent, toate sunt puse cumva așa, în ființa lui Dumnezeu, sunt puse în căsuțe. Da? Da. Să ne închipuim așa niște borcănașe, genul acelora de miere, și fiecare avem intuiție, capacitate de a conduce. Da? Cred că de toate, dar abilități, depinde de noi cum ni le exploatăm, nu? Depinde de noi cât de mult conștientizăm, da, că le avem și cât de mult le dezvoltăm. Pentru că, într-adevăr, sunt lideri înnăscuți, spunem noi, care au acest talent extrem de vizibil, așa cum sunt și cei care au un talent în artă, în cultură, în poezie, dar sunt și oameni care simt aceste lucruri, își dau seama că și spun, simt eu ceva și dezvoltă acest lucru. Deci orice se poate învăța dacă ne aplecăm asupra acestui lucru. Am spus mai departe că liderii văd totul în funcție de ceea ce sunt. Dar nu numai liderii. Vorbim și la noi. Da? Dacă ne gândim, nu știu, mergem pe stradă, hai să dăm un exemplu așa simplu. Mergem pe stradă și tu admiri peisajul, da? Și eu deja văd, fiind om de business, câteva oportunități pe care le-aș face în zona respectivă. Deci, tot ceea ce noi facem în funcție de ceea ce, în funcție de ceea ce suntem. Tu vezi un peisaj, te bucuri, eu mă gândesc că poate în zona respectivă sau într-un spațiu din zona respectivă poate să fie să existe o șansă de a face sau de a deschide o mică afacere. Deci, sau invers. Deci fiecare gândim și facem, acționăm în funcție de ceea ce suntem, în funcție de nivelul nostru de competență. Un lucru esențial aș vrea să subliniez, da, aici, da? Fiecare dintre noi suntem intuitivi în zona noastră de competență. Asta da. Și vedem de foarte multe ori când mergem la o întâlnire unde sunt oameni diferiți ca pregătire și specializare și ne mirăm de ce când se expune un subiect, el înțelege mult mai repede decât înțelegem noi, și acest lucru subliniază pentru că fiecare dintre noi suntem intuitivi în zona noastră de competență. Felul în care suntem noi dictează ceea ce vedem. Așa cum am încercat mai devreme. Dacă tu ești un om aplecat numai către frumos, dacă tu ești o persoană care privești în jurul tău totul în lumină, totul pozitiv, așa vezi și un lucru expus de cineva. Același lucru văzut de o altă persoană care este doar tehnică sau care este aplecată concret asupra unui subiect, vede cu totul altceva. Și te întreb, dar tu nu vezi ce văd și eu? Și el spune, nu, eu văd altceva. De multe ori se iscă discuții, da, discuții destul de dure, da? Și în general mi-aș permite să spun că eu am înțeles cu acesta în familie cum privesc eu și soțul, da? Lucrurile. Deși ne asemănăm, le privim diferit, pentru că ceea ce suntem ne dictează de fapt ceea ce vedem. Eu văd ceva, el vede altceva, deși amândoi privim exact aceeași imagine. Privim exact același tablou. Așa se întâmplă întotdeauna. Iar eu îi rog pe toți să înțeleagă că deși privim același lucru, fiecare dintre noi gândește diferit, simte și vede diferit și uneori îi rog să fie înțelegător cu ceilalți, pentru că aud de foarte multe ori, dar eu văd asta, tu de ce nu vezi? Și pornesc discuțiile, pentru că ceea ce vedem este dictat de ceea ce suntem noi, fiecare în interiorul nostru. Și ne întrebăm de foarte multe ori, cum gândește un lider? Și am avut ocazia să fac parte din multe organizații cu
subiecte, cu teme, cu obiect de activitate, dacă pot să-i spun, diferite. Și de foarte multe ori oamenii întrebau cum gândește el sau cum gândești tu sau de ce tu gândești așa și eu nu văd aceste lucruri. În primul rând, un lider adevărat recunoaște imediat situația în care se află și o interpretează în mod realist. Un lider nu se minte niciodată pe el. Un lider nu-și construiește nimic bazat pe iluzii și nu-și construiește o strategie dacă nu pleacă de la realitate, oricât de dură ar fi ea. Așa, clar că ar da greș. De ce să ne imaginăm că totul este clar? De fapt... Nu, este foarte simplu să ne imaginăm, pentru că asta ne dorim. Cei care sunt lideri, într-adevăr, structurați așa, știu în secunda 1 când privesc un lucru care este situația reală. Spunem noi, o interpretează intuitiv. Este foarte adevărat. O interpretează intuitiv pentru că vine undeva toată această experiență din spate sau intuiție dezvoltată chiar de la vârste foarte fragede. Da? El vine și îi asigură certitudinea, hotărârea și știe clar, oricât de mult ar încerca ceilalți să-l inducă în eroare. Un lider interpretează foarte clar și concis situația în care se află. Interpretează tendințele și vedem. Dacă ne uităm așa, tu mergi la cumpărături cu cineva sau vizualizezi ceva sau un angajat, vede o situație și spune, au, cum ies de aici, ce pot să fac, tu deja te duci cu câțiva ani înainte, tu vezi viziunea de ansamblu a lucrurilor. Spunem noi, și am întâlnit foarte mulți colegi care spun în business că eu văd privirea din avion. Eu sunt în avion și văd privirea, văd tabloul de ansamblu. Un lider este foarte atent, foarte atent la ce informații și ce resurse vin către el și le interpretează corect. Și spunem noi intuitiv și spunem noi că simte. Dar un lider mai face un lucru esențial. Nu așteaptă să știe tot. Nu așteaptă lucru care se vehiculează acum, să fiu sigur. Nimeni nu poate să fie sigur de nimic. El intuiește în zona lui de competență, poate asociază contemplarea anterioară sau se informează foarte corect asupra situației în care se află și trece la acțiune. El rămâne și se duce și se informează. El, la acel moment în care își evaluează situația, își pune întrebările și poate să fie într-o structură organizatorică și cel care face munca de jos și cel care este la birou și cel care culege informațiile legate de situațiile financiare. Deci el la momentul acela se transpune în fiecare situație. Nu rămâne doar aici sus. În așa fel încât își completează singur tabloul, imaginea, viziunea de ansamblu. Iar dacă un angajat este foarte simplu, așa, dacă un angajat gândește cum repar problema asta, el sau ce, vai ce problema am, cum o repar, un lider adevărat deja se gândește la soluție, cum ar trebui să facă și trece la acțiune. Nu rămâne blocat, au, ce mă fac. Nu, el deja trece mai departe. Un lider identifică și își pune, spunem noi, oamenii potriviți la locul potrivit. Când spunem că interpretăm propriile resurse, și afirmăm de foarte multe ori că, în esență, asta este menirea unui lider. Păi da, trebuie să-i cunoască pe oameni, să vadă ca să-i cunoască, ce îi se potrivește. Ca să-i cunoască, nu? Trebuie să se ducă și să se pună în situația aia și să interpreteze cu adevărat tendințele. Să știi că mulți rămân doar în birou. Păi să știți că e și o muncă și asta. Cât trebuie asta să facă face un lider adevărat. Un lider care este intuitiv, la treabă, cunoaște și își identifică foarte bine, da, oamenii. Mai mult decât atât, un lucru mai important și într-adevăr greu de făcut în practică. Un lider intuiește cum gândesc oamenii lui. Un lider știe în momentul în care se duce să discute fie cu un angajat, fie cu un om dintr-o echipă care are o altă funcție. Un lider
interpretează corect situația în care se află. El știe exact cum gândește omul de lângă el și interpretează corect aceste lucruri. Dar ca să interpretezi propriile resurse înseamnă, odată, că știi cum gândesc oamenii tăi, doi, începi să-i cunoști, să vezi unde ar fi mai bine să fie în ansamblul echipei tale. Și cum spuneam mai devreme, dacă un angajat întâmpină o problemă, el se gândește imediat au ce trebuie să fac sau rămâne, cum rămân managerii de multe ori, canalizați doar pe eficiență. Un lider, în schimb, își cunoaște angajatului din mai multe perspective și gândește imediat. Nu se gândește cum rezolv problema, se gândește care dintre oamenii mei sunt foarte sau are aceste aptitudini, e foarte potrivit să rezolve problema respectivă. Este menirea unui lider. Când spunem, întâlnim fraza aceasta, liderii, pe lângă faptul că ei sunt cei care inspiră, însă au o mare calitate, este o artă. Se folosesc de această lege a intuiției să simtă unde un om care își dorește să fie lângă el este cel mai potrivit în echipă, în rotițele alea care sunt acolo în desen. Este foarte important să îți cunoști și să intuiești, spunem noi, unde îți așezi oamenii, în așa fel încât proiectul pe care îl pui în discuție și urmează a fi îndeplinit să fie finalizat. Este o calitate, dacă vreți, cea mai greu de explicat, în sensul că nu poți să vii cu lucruri concrete și este mai degrabă una despre care noi spunem eu știu, eu cred și așa se întâmplă. Există un exemplu în istorie despre unul din generali, Schwarzkopf, cred că se numea, care spunea că atunci când a preluat un batalion, cel care a fost înaintea lui avea o echipă de oameni despre care se spunea cei 6 din urmă. Niciodată nu treceau testelor, niciodată testelor la care erau supuși, niciodată nu îndeplineau acțiunile până la capăt și a fost schimbat. Iar el și-a dat seama cât de dificil va fi acest lucru, însă a trecut și a știut despre toate aceste lucruri pe care trebuie să le facă și a trecut la acțiune. El a mers și a dat seama că cel dinaintea lui nu și-a cunoscut oamenii și a dat seama, așa cum spun și am scris și aici, că nu are intuiția să citească oamenii de lângă el, dar nici măcar intuiția să se citească pe el. Și atunci el a procedat în felul următor. A luat contact cu fiecare din batalionul respectiv, a mers către ei, a văzut și a ascultat cu propriile urechi ce se întâmplă și și-a dat seama că va trebui să muncească mai mult, e adevărat, însă știa și simțea că el poate și că știe. Deci nu a făcut nimic spectaculos, nu a făcut nimic senzațional. S-a îndreptat către oameni, a încercat să înțeleagă corect și să interpreteze situația în care se află, s-a implicat alături de ei și atunci a pornit la treabă. Este foarte simplu. A știut clar, a luat măsuri, a stabilit clar reguli, cine, cum, ce, când. Ca ce cinci, da? Cinci întrebări. Ei, ale... Da, vreau să spun că la sfârșitul lunii, și asta era, deci toate aceste lucruri, el avea obligația să le facă în timp de o lună de zile. Deci la sfârșitul lunii, când venea din nou controlul, echipa pe care el, batalionul pe care îl conducea, trebuia să câștige acele puncte, erau evaluați. Ei care întotdeauna din 100 de puncte luau 10, vreau să spun că au luat foarte multe puncte, iar mai mult decât atât, erau prima trupă, prima echipă, îi spunem noi acum, care era chemată să rezolve situațiile cele mai dificile. Deci nu sunt lucruri despre care poți să spui că le poți preda, însă cei care simt că în zona lor de competență, da, vin și spun, da, știu, se întâmplă așa, facem așa, noi privim cu imire și ne întrebăm de unde
de unde știu. Nu, sunt cei care își evaluează foarte bine situația, care nu așteaptă să am 100% siguranță, care probabil într-un procent de 40% are un nivel de informație, iar 60% chiar există intuiție. La un moment dat, acest lucru se transformă într-o certitudine. Și dacă ne gândim, uite, la, nu știu, doamnele care organizează evenimente. Cu siguranță, la primul eveniment, au avut câteva sincope. Probabil și le-au notat, le-a învățat mai bine, s-a gândit că i-ar trebui cineva care se pricepe mai bine pe o anumită... Pe un anumit segment, apropo de interpretează propriile resurse, și poate și-a angajat pe cineva cu înclinație către zona respectivă, iar acum, după ani de zile, cu siguranță vin și spun, da, eu știu să fac evenimentul acela, iar când merge într-un loc, într-o locație, cum se întâmplă, într-o locație nouă, deja simte, intuiește cine, cum și în ce fel trebuie să se ocupe fiecare de acest eveniment, în așa fel încât el să fie apreciat ca fiind unul de succes. Deci aceste lucruri vin intuitiv. Spunem că vin intuitiv, dar de fapt vin din experiența și din credința noastră. Însă... Asta clar, un om care nu are experiență n-ar avea ce să intuiască. Nu experiență în sensul de experiență practică, experiență în sensul de a-și asculta, de a-și asculta această intuiție. Știi, majoritatea spun, când afirmă nu am încredere în tine, da? Sau de ce, sau majoritatea își doresc lucruri concrete. Și mi-aș permite un exemplu. M-am uitat în business în ultima vreme că există acel portofoliu. Deci cei care se fac parte din vânzări știu, în momentul în care merg să câștige un client, ei se duc și cu un portofoliu. Da? Da. În mod normal, aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple. În mod normal, ar trebui să fii suficient de intuitiv și de convingător, da? Și în momentul în care poți mergi la o discuție și tu știi că produsul tău este foarte bun, cumva trebuie să respiri acea încredere, să impui acel respect, sau omul acela măcar să simtă că tu știi ce spui. Că de fapt, intuiția și percepția în mintea celorlalți este tu știi ce spui. Nu mai avem încredere în noi, nu suntem oameni intuitivi, însă cerem de la ceilalți să ne prezinte niște dovezi concrete. Așa cum spuneam, legea intuiției este foarte dificil de predat, pentru că nimic nu are legătură cu un document scris, cu un lucru concret. Și vroiam, pentru că bănuiesc că ne apropiem de finalul... Da. Asta voiam să vă rog. Da. Sunt trei categorii de oameni. Dacă ne uităm în jurul nostru, privind atitudinea lor în ceea ce privește leadership-ul, da? Cei care înțeleg acest lucru în mod natural. Cei care înțeleg acest lucru în mod natural sunt cei care s-au născut, e adevărat, cu această intuiție, dar și și-au dezvoltat-o. Și atunci lor le este foarte simplu, merg într-o încăpere și imediat simt și știu cum trebuie făcute lucrurile. Și ei vin și spun, da, se întâmplă așa, urmează treaba aceasta și merge mai departe. Cei care pot fi învățați să înțeleagă ce înseamnă intuiția, pentru că, până la urmă, oamenii și cei care au această intuiție de fapt au o înclinație nativă spre leadership. Cumva se duc înspre zona asta, chiar dacă de multe ori nici ei nu înțeleg. Sau spun, mi s-a spus mie în copilărie că da, pe mine mă ascultau oamenii. Deci au această intuiție în domeniul leadership-ului și ei sunt cei care înțeleg și reacționează cel mai rapid. Și mai sunt cei care nu vor înțelege niciodată. Orice îi spune, neavând nicio înclinație spre leadership și fiind doar un om al concretului și al spui, nu, mie mi-arăți și apoi fac sau cred sau simt, nu vor înțelege niciodată. Vor putea să citească multe cărți, își vor dori poate uneori să treacă de această etapă, însă ceea ce este esențial și vreau să subliniez este faptul că totul se schimbă, iar și intuiția devine mai pregnantă dacă
noi ne schimbăm modul de gândire. Dacă învățăm să privim și dintr-o altă perspectivă un subiect. Dacă vom rămâne, nu mă interesează, nu vreau să știu, da. Nu pot, dar nu am cum să aduc această energie în mine și nu am cum să schimb lucrurile în jurul meu. Pentru că avem aceste calități cu toții. Putem să ne dezvoltăm, indiferent înspre ce zonă dorim, aceste abilități. Numai că există un lucru minimal pe care trebuie să-l facem. Să acceptăm, să ne schimbăm modul de gândire. Cei mai mulți merg pe varianta, eu mi-am trăit traiul, nu mai vreau să fac nimic. Da? Sau întâlnim, dar eu așa mă recunosc. Dacă m-aș schimba, nu mai recunoaște. Încercați să vedeți că s-ar putea să aveți surprize. Să vă fie mult mai bine. Să vă fie mult mai bine, iar oamenii să vă iubească mai mult. Majoritatea rămân ancorați în cutume. Este în regulă. Continuăm însă, pentru că mai avem de până la 21, dar abia suntem la 8? La 8. La 8. Mai avem până la 21. Vă mulțumesc tare mult, doamna Olimpia, pentru prezența de astăzi la Breaking the News. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Sunt Denisa Catrinu, vă dau întâlnire la ora 13 la Absolut News. Pe curând! La revedere!